O altă meserie pe care n-aș putea să o fac este meseria domnului Marinescu, colegul nostru de la Neața. Ne-am descoperit înainte de pandemie, dar n-am știut că ne împrietenim în timpul pandemiei. Și-a rupt din timpul dânsului de la spital. După cum știți, este și director medical și purtător de cuvânt la Balș, centru zero al pandemiei și al altor nebunii de-a lungul timpului. Bună dimineața! Bună dimineața! V-am chemat pentru că vin sărbătorile și trebuie să-mi explicați, mi-a zis un prieten din domeniul medical că noi românii suntem, pentru că suntem între valuri tot timpul față de restul Europei, de sărbătorile astea, ci că suntem mai norocoși și aș vrea să traducem treaba asta, e adevărat? E mai mult decât adevărat și cred că e destul de clar că acum dacă bate Crăciunul la ușă nu putem veni decât cu vești bune. Da. Sărbătorile vor fi mai mult decât liniștite, eu sper doar să fim totuși atenți, pentru că altfel ele vor veni cu căldură în suflet, alături de familie, nu vom avea probleme până după anul nou. Da. Eu sper că nici pormă să nu fie foarte mari, dar cel puțin deocamdată ne putem pregăti de sărbători. Suntem între valuri, cazurile au scăzut, nu le mai auzim, nu mai începe observatorul cu ele, dar n-ar trebui să ne culcăm pe ureche, înțeleg, și nu vreau, bine, antivacciniștii și restul oamenilor care nu cred în virus mă vor huli, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche, la fel cum ar fi fost la o gripă normală sau la o boală din asta care se transmite. Nu vorbim numai de pandemia de COVID. Păi, lucrurile s-au întâmplat cam de când a început pandemia, da? Și când a plecat din China, în România a ajuns ceva mai târziu. Da. Sunt câteva săptămâni ca diferență și aici lucrul s-a explicat de faptul că interacțiunile noastre în România cu Africa în situația de față sunt interacțiuni mai reduse și de asta și durează puțin mai mult. Ce se va întâmpla anul viitor? Nu știu, acum să stăm să discutăm, să ne gândim la sărbători. Trebuie să știm că anul viitor vor fi ceva probleme. Eu am spus de foarte multe ori că 2022 va fi anul de conviețuire. Deci eu chiar cred cu tărie că va fi momentul în care ne vom echilibra și sper să o facem cu tot ceea ce înseamnă pandemia, adică să nu ne mai întoarcem la momente grele. Dar lunile care vor fi, probabil februarie, martie, aprilie, nu vor fi simple. Atunci trebuie să fim pregătiți, da? Cu lucrurile pe care le știm. Nu e absolut nimic diferit. Și nu vorbesc aici doar de vaccinare. Mă refer la ce facem să prevenim infectarea, cum suntem atenți cu lucrurile în jur și în rest putem să ne comportăm pseudo-normal. Cum era într-o altă eră când trimiteam reporteri la Balș la sfârșit de toamnă, iarna și vorbeam despre gripă și decese de gripă. Cum arăta spitalul pe vremea asta atunci, înainte de COVID? Bine, dacă e să compar cu ce se întâmplă acum, arată cam la fel, că în momentul de față la Matei Balș lucrurile sunt liniștite. Da. Chiar arată foarte bine. Exact cum spuneai, suntem într-o perioadă liniștită între valuri. Dar să știi că și legat de gripă am avut momente care nu au fost foarte ușoare. Au fost epidemii de gripă, au fost momente când erau mulți pacienți și de gripă se moare și acolo sunt complicații. Și nu doar de gripă. În general, microorganismele sunt vreo câteva miliarde în jurul nostru. Pot să dea probleme la un moment dat. Nu înseamnă că se întâmplă frecvent, dar se întâmplă. Și vorbim și de vaccinare de gripă, și de meningococ. Asta vreau să explic. Despre infecția meningococică, puțină lume știe. Dar din păcate au fost niște cazuri dramatice, apropo de lucrurile care ne impresionează. Au fost câțiva copii care au pierdut viața cu o infecție meningococică. Lucrul acesta se poate întâmpla, chiar dacă se întâmplă rar. Iar din punctul meu de vedere, nu contează rar. Termenul de rar nu există. Și dacă se pierde o singură viață, pentru mine e un lucru de neacceptat. Aveți băiat? L-ați și cunoscut? L-ați vaccinat? Cu siguranță. Câți ani are? 12 ani. Ok. Și lumea m-a întrebat, bun, și cum? E un copil sănătos? Am zis, da, e un copil, cred că e sănătos din ceea ce știu eu, adică nu am nimic în spate să explice, nu e supraponderal, adică e un copil normal, care în principiu ar face o formă ușoară. Și m-am întrebat, bine, și atunci de ce l-ai vaccinat? Și răspunsul meu a fost în felul următor, pentru că un risc mic întotdeauna există și eu nu vreau să mi-l asum. Okay. Pe mine nu mă interesează cifrele. Pe mine mă interesează că și dacă se întâmplă să se prăbădească un copil din foarte mulți, pentru mine înseamnă mult. Cred că toți trebuie să trăiască, nu? Aveți curaj să călătoriți acum cu noua tulpină? Câteva zile o să călătoresc, pentru că în familia acasă, apropo de Emma și de Filip, mi-au zis, dacă după 2 ani de zile nu găsim măcar câteva zile, rupem contractul. Ok, e presiunea familiei și e normal. Eu sfătuiesc în felul următor. Clar se poate călători, doar că trebuie să fim atenți, să luăm în calcul că fiind pandemie o să avem niște greutăți pe la graniță. Da.
Dar în rest, eu cred că putem să fim la fel de siguri și acolo. Până la urmă, sunt aceleași măsuri, vaccinarea e valabilă peste tot, adică nu văd niciun motiv să nu-mi fac o vacanță, dacă o fac cu prudență. 2022 a spus că o să fie probabil anul conviețuirii. Credeți că am învățat o lecție și de acum înainte, în următorii 10 ani, vom fi mai prudenți? Credeți? Vorbesc de medie. Într-un anumit procent. Probabil că vom avea o memorie de scurtă durată și pe 2-3 ani vom uita, dar ceva o să rămână. Da. Și o să rămână nu numai la nivelul cetățeanului, că problema și autoritățile trebuie să aibă o reacție mult mai rapidă. Nu știu dacă s-a văzut, dar Organizația Mondială a Sănătății a ajuns să reacționeze într-adevăr cum trebuie acum, mai la sfârșitul pandemiei. Da. La început lucrurile se mișcau greu, erau niște mesaje care nu erau întotdeauna coerente. Deci cred că toți am învățat din treaba asta. Sper să fim păziți de alte nebunii. Ne întoarcem la ale noastre. Mulțumim pentru prezență și sărbători frumoase! Sărbători frumoase și să ne vedem sănătoși, liniștiți și cu dragoste în suflet, nu? Să ne vedem cu bine. Ne întoarcem spre zona de șemineu, unde colegii mei au surprize. Da, nu vă...